Această emisiune vă este oferită de Doppelherz Collagen Beauty. Bine ați venit la Dr. Mit. Sunt Dr. Bogdan Ivănescu și mi-am propus să caut adevărul din spatele miturilor ce spun că ultravioletele solare duc la formarea ridurilor sau că un măr pe zi ține medicul deoparte. Astăzi abordăm un subiect ce ține atât de frumusețe cât și de sănătate, exact ca miturile pe care le aminteam. Și ca să înțelegem cât de impactantă poate fi tema pe care o abordăm azi, vă spun că noi, ca oameni, suntem alcătuiți din 60% apă, 15% grăsime, 6% minerale și 1% carbohidrați. Cine lipsește de aici? Evident, proteinele. Cât credeți că reprezintă acestea din compoziția organismului nostru? 1%, 10%, aproape 20% sau jumătate din noi suntem alcătuiți din proteine. Dacă nu vă amintiți din liceu cifra corectă, ați putea aduna rapid în minte procentele apei, grăsimilor, mineralelor și carbohidraților și ați realiza că a patra variantă de răspuns nu are cum să fie corectă, pentru că noi deja, în proporție de 65%, suntem apă. De aceea, răspunsul corect este al treilea. Proteinele sunt a doua cea mai importantă componentă a noastră, până la o cincime din noi fiind proteină. Dacă așa stau lucrurile, pare brusc foarte important ca, pe lângă a ne hidrata cu sfințenie, să ne și întreține masa proteică. Și aici nu mă refer la a merge la sală, ci a găsi soluții simple și la îndemână care ne vor asigura o calitate optimă a proteinei din care suntem formați. Iar ca să răspundem acestei preocupări, ar trebui să știm pe ce să ne focusăm. Și ca să vă convin că răspunsul corect este colagenul, vă întreb cât din componenta proteică din care suntem alcătuiți o reprezintă colagenul? 1%, 5%, o zecime sau o treime? De data asta vă invit să vă aruncați ochii către cifra cea mai mare. Fiecare a treia proteină din corpul nostru este, de fapt, o moleculă de colagen. V-am convins acum că merită să facem ceva pentru a păstra calitatea și sănătatea colagenului nostru? Bun, iar aceasta devine cu atât mai important cu cât producția internă și calitatea sa încep să scadă cu vârsta de 24 de ani, vârsta la care s-au oprit toate procesele de creștere pe care le-am cunoscut în copilărie. De aceea vedem reprezentante ale sexului frumos care, după vârsta de 30 de ani, încep să se preocupe de frumusețea și textura pielii, ori bat la ușa cabinetelor de chirurgie plastică întrebând de soluții de lifting. Și toate acestea, când suplimentând exogen incapacitatea endogenă de producție a colagenului, ar putea să amâne pe termen foarte lung aceste probleme. Și, evident, soluția simplă ar fi aportul exogen, după cum spuneam, de colagen. Iar în ziua de azi, știința a ajuns atât de departe încât colagenul poate fi produs gata hidrolizat, adică semi-preparat, ca să mă refer la un termen super familiar. Acest colagen hidrolizat se administrează oral, adică se înghite, și prin hidrolizare este și gata pregătit pentru absorpție. Dar în afara pastilelor, ar mai putea exista o altă formă și mai ușoară de administrat și de absorbit? Evident, ia gândiți-vă că ar putea exista și varianta lichidă, de băut. Aceasta este o noutate, care face ca administrarea colagenului hidrolizat să fie atât eficientă cât și elegantă. Iar dacă asociem în această ecuație bivabilă, adică de băut și beta-caroten, extract de fructe de acai, vitamina E, C, cupru și zinc, avem o soluție care poate face inutilă căutarea esteticianului, care păstrează pe termen lung frumusețea și fermitatea pielii și care, conform unor studii, crește concentrația de elastină a pielii cu 18% și reduce adâncimea ridurilor cu 20% după 8 săptămâni de administrare a acestei formule, pe lângă alte efecte pe care le vedeți alături. Prin urmare, putem avea grijă de o întreagă treime a noastră, cea proteică, punându-i la dispoziție corpului sursa simplă, bulvabilă, de colagen hidrolizat necesar atât păstrării frumuseții pielii, cât și fermității testurilor pe termen indefinit. Dacă vreți să aflați și alte informații importante pentru sănătatea voastră, vizitați pagina de Facebook a emisiunii sau accesați drmit.ro. Întreabă și cercetează și nu pierde Dr. Mit. Această emisiune v-a fost oferită de Doppelherz Collagen Beauty.